Șoferița a povestit că au fost împreună la o petrecere unde toată lumea a consumat alcool din belșug și ea a rămas singura capabilă să se urce la volan. Pentru că autoturismul era deja plin de petrecăreți, cei doi bărbați au mai încăput doar în portbagaj. Incidentul a fost surprins de un alt șofer care a postat imaginile pe rețea de socializare. Femeia a fost identificată de poliție și amendată pentru că a transportat prea multe persoane în mașină.